Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul meu din această seară, domnul Matei Mihai, este un om deosebit. Este inginer de profesie, inginer mecanic, are 51 de ani, are o familie foarte frumoasă, dumneșoara este arhitect, iar băiatul este anul 2 la medicină. Lucrează în sectorul privat, dar cel mai important lucru este un om al orașului nostru, un om care trăiește ca noi toți, un observator foarte fin a ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi a orașului nostru. Bună seara, domnule Matei, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, și mulțumesc pentru invitație. Domnule Matei, îmi doresc ca să vă relaxați, că vă simt puțin încordat, și să considerăm că e o discuție între doi giurgiuveni, doi prieteni, doi oameni normali care nu încearcă să pară ceea ce de fapt nu sunt sau să încercăm să ne ascundem după deget. Nu. Noi ăștia suntem. Noi asta aveți 51 de ani, eu spun și eu acum, asta e, am 55. Mulțumesc! Mulțumesc, dar fel. Dar noi am prins și alte timpuri. Am spus-o și mă repet de fiecare dată, îmi pare rău că în discuțiile pe care le-am cu invitații mei trebuie să ne raportăm la ce a fost, la trecut. Nu mi-aș dori lucrul ăsta. Dar ia câte au trecut 26 de ani. Cum ați simțit dumneavoastră schimbarea asta? Nu știu, cred că democrația asta am înțeles-o un pic greșit. După părerea mea. Noi ar trebui să fim mult mai serioși în ceea ce facem și să avem niște obiective clare, pe care să le urmărim, să le ducem la îndeplinire. S-a înțeles greșit, că fiecare cam face ce vrea. Nu asta înseamnă democrație. Democrație înseamnă să pui osul la treabă, să realizezi ceea ce îți propui și să duci la capăt. Domnul Matei, eu am observat următorul lucru. Că după 1990, la conducerea țării noastre a apărut o formă din asta a neocomunismului. Deci cei care ar fi trebuit de fapt să fie îndepărtați au preluat cumva conducerea acestei țări cu o altă denumire, dar aceiași oameni. Oameni din eșalonul 2 ai Partidului Comunist. Dacă la început mă așteptam și cred că și dumneavoastră te așteptai, au apărut un fel de libertate și de bunăstare. Au început să crească salariile. Cutiile de nespă pe care le luam de la UCA, acum se găseau în toate galantarele. Țigările HB și Kentul care îl cumpăram la negru se găseau în toate magazinele. Mi se părea în momentul ăla că Dumnezeu ne-a pus mâna în cap. Încercam să le spun colegilor mei un lucru rațional, nu neapărat tehnic, că odată cu creșterea salariilor, în ce se reflectă salariul? Creșterea salariului automat modifică prețul de cost al produsului finit. Da. Acest lanț al slăbiciunilor, mărirea salariilor și creșterea prețului, practic nu ne-a crescut, nu ne-a dus înainte, ne-a dat înapoi. Pe urmă au mai făcut un lucru. Știți ce ne-au făcut prietenii noștri? Ne-au închis piețele de desfacere. Considerați că a fost un lucru bun să ne vindem întreprinderi? Să ne vindem, practic, vânzându-ne întreprindere, practic, ne-am vândut pe noi. Ne-am vândut existența. Absolut, chiar mă gândeam când eram copil, după amiaza, după orele de program, când ieșeau oamenii de la servici,
Era o mare de biciclete, de autobuze pline, cu oameni care se întorceau de la muncă. Erau ca lăcustele. Atunci aveau bani, dar nu aveau ce să cumpere. Dar ce m-a necăjit foarte mult, că am distrus ceea ce aveam și le-am vândut. Unde este Imungu, unde este șantierul naval, unde este fabrica de zahăr, unde este Dunăreana, le-am închiriat sau le-am vândut pentru niște comisioane, ca să spunem cinstit. Unde e combinatul chimic? Unde e combinatul chimic? Am distrus tot. Și acum nu știm ce să facem să... Să ieșim la liman. Dumneavoastră sunteți inginer mecanic agricol, da? Da. Unde ați lucrat până în 89? În 89 am terminat. După ce am terminat, da, am lucrat la Iase Giurgiu. La Iase Giurgiu, da. Și după aceea la Iase Mahăru. Am înțeles. Da. Chiar dacă nu ați prins așa, eu știu... Dar am avut exemplu tatălui meu care a lucrat în agricultură. Asta vreau să vă întreb. Și în perioada facultății? Și a fost... Nu ați făcut practică. De Iase, la Iase Zimnicea. La Iase Zimnicea, da, unde a luat Zimnicea prietenul de... nostru Nicolae. Da, unde este prietenul nostru Nicolae. Și vreau să spun că în vremea aceea se muncea foarte mult. Eu, în vacanță, îl vedeam doar duminica după amiază. Dar aveți satisfacția muncii împlinite, da? Absolut. Absolut. Și munca lui era recunoscută, era... Agricultura astăzi, mă întreb, credeți că funcționează în, la parametrii la care funcționa atunci? Nu știu, agricultura s-a distrus din 90, când au desființat și iaseurile și... Am înțeles că lumea își dorea pământurile din moștrămuși. Noi, oamenii care au vrut pământul din moștrămuși, nici cel puțin 10% din cei care și-au recuperat. Ce au făcut cu ele? Mai bine li se spunea: oameni, uitați, din parcela asta, ăsta e lotul tău, ăsta e al tău, uitați certificat de proprietate, dar lăsați-le fraților aici, că nu aveți cu ce să le munciți. Exact. Ei s-au dat cu sapele în cap, că ăla-i de la mamă, că ăla-i de la bunicul, de la străbunicul, au furat porcul de la CAP, că ăla-i al meu, că e partea mea, și au nebunit, s-au omorât între ei, pentru ce? După care au început să lucreze cu sapa și cu calul. Nu se... Doamne, am văzut vacă pusă la plug, mi-am făcut cruce, așa ceva, nu mai văzusem. Da. E, acum vin și vă întreb. Asta am ajuns, unde am ajuns. Noi am realizat lucrurile astea măreți, adică am distrus tot, sau nu. Cineva din afară a avut interesul cineva să ajungem aici? Cineva din afară a avut interesul să ne distrugă și niște trădători de țară ne-au vândut la tarabă pentru un pumn de argint. Nu, eu am zis... Și te mir când îi descoperi acum că au firme prin nu știu ce offshore-uri și banii ascunși, banii noștri, ai românilor. Eu am rămas dezgustat când, după 1990, Pacepa, care a fost cel mai mare trădător al țării ăștia, absolut, am venit noi acum să îl aclamăm, să îl lăudăm, să îl transformăm pe Pacepa într-un soi de, nu știu, ceva... Nu-mi găsesc cuvintele. Să-l transformăm într-un fel de semizeitate, așa, ceva, da, care a făcut un lucru extraordinar pentru România. Doi, eu pe Pacepa, până noi punem mâinile pe piept, sub cuvânt de onoare vă spun, am să-l consider trădător de țară. Asta vreau să spun, n-a făcut nimic. Un trădător ordinar de țară. Asta a fost. Și asta este. Nu știu dacă mai trăiește, dar... E, cu toate astea, cu toate relele care s-au întâmplat din 89 și până acum, o parte din orașele din nordul țării, îmi cer scuze, a reușit să scape puțin din chingile astea impuse.
Și au apărut investitori, au început să se pună pe picioare, lucrurile au început să se schimbe. Cum spuneam noi pe atunci, se semenea Occident. De fapt, totdeauna zona aia de nord-nord-vest, așa, da, a fost mai altfel decât zona ta de sud a noastră, recunoscută drept Ciulinii, Bărăganului. Da. Se transformase de când. Acum a redevenit o mare parte Ciulinii, Bărăganului. La noi, în schimb, am distrus absolut tot. S-a vândut tot ce se putea vinde, s-a furat tot ce se putea fura. Acum furăm fonduri europene, mai nou, e o altă găselniță. Dar mai cu frică. Mai am observat că în ultima vreme DNA-ul tot are de lucru. Totul creează, dar cât să facă și oamenii ăștia, că sunt puțini. Se asumână de oameni, exact. Da, și hoții sunt mulți. O să ajungem să avem fiecare cetățean în spate cât un tip angajat la DNA. Sper să nu, da. Dacă e nevoie, trebuie au trecut să peste Giurgiu 26 de ani. Foarte mulți oameni au plecat din Giurgiu. Mulți dintre ei sunt în afara granițelor țări. Exact. Iar cei care au rămas trăiesc la limita subzistenței. Ne-am așteptat de fiecare dată să ne fie mai bine, am sperat. Nu... Speranța nu, mare ultimă. Nu, da, sigur. Nu mi-am propus să facem propagandă electorală în folosul cuiva și în declimentul altul. Dar nu vreau să ascund, fiindcă nu ar fi bine. Eu sunt și membru PNL. Asta e un lucru bun. Asta e o paranteză. Membru. Da, după emisiune să-mi aduceți aminte să vă spun bancul cu membru. Da. Da, pentru că și eu am fost membru. Da? Și e un lucru bun. Eu știu. Bine, am spus-o ca să... Asta o doriți noastră, așa v-ați orientat. E un lucru care chiar în momentul ăsta nu mă interesează. Puteți să fiți și de la PSD și de la orice alt partid. Eu vreau să vă întreb, ce s-a întâmplat cu Giurgiu a ajuns în halul în care a ajuns? Pe cine vedeți noastră, nu neapărat vinovat, că nu suntem noi puși acum să găsim vinovății. Nu, și nici nu. Dar cine credeți că a greșit? Dacă... Cine a greșit? Cine a greșit? În primul rând am greșit noi, giurgiuvenii. Că... De fiecare dată ne-am grăbit. Am sperat că, domne, o să fie bine, uite, să avem încredere în oamenii ăștia că o să facă. Ei tot au spus că o să facem, o să zicem. Niciunul nu și-a dus la îndeplinire ceea ce și-a propus. Sau pe parcurs au uitat, după primul an a început să le uite. Și oamenii tot au sperat o schimbare în bine, da? Noi suntem de vină. O să vă rog să nu mai mișcați ăla că prea microfoane. Sau... Noi suntem de vină, fiindcă foarte mulți dintre noi am votat, au votat pentru o bere, pentru un mic, pentru o sacoșă. Sau sub imperiul emoțiilor, să știți. Nu, nu, nu. Nu, și acum, la următoarea alegeri, nu mai haideți, fraților, hai să nu mai votăm cu micul, cu berea, cu sandwich-ul, cu... Nu s-a terminat, am înțeles. Nu, hai să votăm cu creierul, fraților. Da. Hai să votăm cu creierul ca să se realizeze ceva în orașul ăsta, că nu se mai poate. Locuri de muncă nu sunt. Nimeni n-a adus niciun investitor sau dacă a adus sau cineva a vrut să vină să investească, probabil, înțelege toată lumea, a plecat din alte motive, nu că n-a vrut, că nu le-a plăcut de giurgiuveni. Că giurgiuvenii sunt oameni... Ilescu a reușit și a adus Vestalpine în Giurgiu, care cred că e o realizare. Da, dar de ce nu l-a adus și pe domnul Nicolae, numai cu echipa de fotbal, de ce nu l-a adus și cu investițiile care s-au făcut în Zimnicea? Urma să facă investiții în orașul Giurgiu. Sub cuvânt de onoare, vă spun. Dar în anumite condiții care fuseseră deja stabilite. Bine, nu știu local. Toate discuțiile. Nu vă spun eu. Se stabilise în Consiliul Local legat de un teren în care urma să vină dumnealui să construiască ceva asemănător cu ce a construit în Zimnici. Bun, dar... S-a întâmplat ce s-a întâmplat? Mă rog, nu e treaba noastră, nu judecăm noi, nu suntem noi măsură. Dar avea intenția domnul Nicolae să facă avea intenția, dar că... am înțeles că domnul Nicolae a mai cumpărat și altceva. Prin port, prin... nu știu ce s-a întâmplat, că nu mai există nimic din firma aia care a cumpărat-o.
armele mai circulă, nu mai circulă, sunt arestate prin porturi, nu sunt, mai există, eu știu, barje, nu mai există, sunt tăiate, sunt la fier vechi, nu știu. Nu ne-a spus nimeni nimic. Nici eu nu știu, că dacă aș fi, v-aș spune eu. Noastră aveți dreptate legat de libertatea omului de a decide cu propria conștiință atunci când se duce să voteze. Da, asta e. Fără să se lase influențat de factori externi care să îl determine să voteze într-un fel sau altul. Numai că vă spun un secret dumneavoastră, că nu sunteți drag și nu ne aude nimeni. Eu mă duc la conferințele de presă la toate partide. Să nu credeți dumneavoastră că există vreun partid politic care să spună că le vrea rău Giurgiuveniu. Nu, doamne. Toți spun același lucru. Ne doare sufletul de Giurgiuveni, decât de necăjit și de amărât în Giurgiuveni. Trebuie să schimbăm ceva. Absolut totdeauna vinovați în ceilalți. Ei n-au nicio vină. Vin alegerile acum. Sub cuvânt de onoare vă spun că eu am o mare problemă. Nu știu dacă nu o să o aveți și dumneavoastră. Nu există partid în care să nu existe unu, doi oameni care pe mine m-ar tenta să-i votez. Numai că apar pe liste comune, da? PSD-ul 20 și nu știu câți, așa, dar are numai doi care eu consider că într-adevăr merită. Da. PNL-ul am identificat un pe care aș vrea să-l votez. Pe ceilalți nu aș vrea să-i votez. Cum pot că... De unde pleacă toată nebunia asta mea? Am asistat la ultima ședință a Consiliului Local Municipal, care a fost o tragicomedie. Încât am fost nu supărat pe ei. Eram supărat pe mine. Deci ce eram supărat pe mine? Pentru că și eu am votat, votat ca ei să ajungă acolo. Cum fac, domnul Matei, ca să pot să triez și să trimit în Consiliul Local numai oameni care cu adevărat să ne reprezinte interesele? Cum poți să-i fracționezi din listele? Nu știu, asta depinde de cei care vor candida la funcția de primar. Ce echipă își aleg, nu știu, rămâne să vedem cu ce echipă se prezintă fiecare candidat la funcția de primar. Domnule, și dumneavoastră veți fi în aceeași dilemă ca și mine, sub cuvânt de onoare, da. Și atunci? Și majoritatea giurgiuvenilor, care sunt oameni extraordinar de inteligenți, vor trăi aceeași dilemă. Pe asta vreau să vă spun, ei să nu creadă că giurgiuvenii nu sunt inteligenți. Sunt foarte inteligenți. Nu. Foarte inteligenți. Dar ei sunt și ei sunt răbdători și de-aia s-a perpetuat tot. Barbu e prietenul meu, când nu e primar. Barbu a ajuns primar datorită unui concurs de împrejură pe care știm cu toți. Da. Eu am spus-o și o repet din nou. Mama mea, dacă nu ar fi avut domnul Iliescu alt contracandidat, mama mea a câștigat. Da, sunt de acord. Acela oricine candidat câștigă. Da, asta am vrut să spun, da, fiindcă era o... Era o stare de fapt, o nebunie din asta creată. Da, oamenii i-au zis orice, numai fără Iliescu. Dar nu, eu zic că s-au grăbit și iară s-a votat... fără să... S-a făcut... Sub impulsul ăsta al răzbunării. S-a făcut o propagandă din asta dură, doamne. I s-au pus în cârcă lucruri pe care el nu le-a făcut. Dar nu avea cum să aibă cunoștință de el. Oamenii stăteau la colțuri și vorbeau. Erau trâmbițași din ăștia care lucruri total neadevărate le puneau în spate. Și știți și dumneavoastră că se folosea pe timpul comuniștilor chestia asta cu viteza de propagare a zvonului. Zvonul e cea mai puternică armă de dezinformare. Așa e și la fel este acum și Facebook-ul. Spre norocul nostru,
Oamenii inteligenți știu să discernă, iar ceilalți nu citesc. Da. Și ca să revenim la orașul nostru. Da. Bine, dacă vă întreb că vă place, vă spune că vă place, că sunteți giurgiuven. Și atunci las să vă întreb dacă vă place, dar sunteți mulțumit de felul cum arată Giurgiu acum? Nu. Nu sunt mulțumit. Care sunt argumentele dumneavoastră? Care vă... Nu sunt mulțumit și nici înainte n-am fost mulțumit, cinstit să fiu. Am sperat cu totul altceva. Nici nu știu despre ce să vă spun, că am atâtea nemulțumiri, că nu știu cu ce să încep. Să le luăm la rând, că avem. Da. Nu știu, hai să începem cu... Uite, cu spațiile astea verzi. Dom'le, copiii ăștia n-au și un parc în fiera lor. Cum puteți să spuneți așa ceva, domnule? Adică primarul se laudă că a realizat nu știu câte parcuri, că le-a amenajat, că a făcut loculețe de joacă unde să dea și părinții când sunt obosiți, da, să dea legănuțe. Da, să dea și părinții legănuțe, da. Așa. Nu știu, eu nu le-am văzut parcurile, dar probabil sunt la dânsul pe hârtie, nu știu, sau să realizeze în viitor, dar nu știu care. Sper să spunem stop. Adică Giurgiuveanu acum, la alegerile următoare, să spune stop, gata, ajunge. Nu, hai să găsim pe altcineva care să... Știți ce mi-ar place mie? Și cred că și noi asta v-ar conveni. Ce anume? Să fie alegeri în fiecare an. Da, sunt de acord. Mă uit la administrația locală, care a fost inexistentă timp de 3 ani. Eu nu i-am văzut pe oameni ăștia, poate i-ați văzut dumneavoastră, eu nu. Nici. Dar acum sunt ca niște furnicuțe, hărnicuți. Da, dar acum e o nebunie totală în oraș. Se asfaltează, se pun gărdulețe, se și atunci, nu ar fi gazon, bine. Dar nu știu de ce s-a pus gazonul ăla. Că ăla trebuie odată, ăla trebuie pus într-un fel. Nu ar fi bine, domnule, deci facem alegeri în fiecare an. Ba da. Și atunci? Ar fi mai bine să facem alegeri în fiecare an. A, nu, glumesc. Se pun gărdulețe? Ați văzut asta pe undeva? Da, am văzut. Nu știu de ce nu s-au lăsat cele vechi. Păi asta vreau să vă întreb. De ce? Recondiționează-le, domnule. Ia-le de ce acolo, că nu poți să le recondiționezi pe loc. Du-le undeva, recunțuie și pune-le. Dar de ce la loc, frate, scos, că tot banii noștri au fost făcute. Sigur că da. De ce le-au scos, domnul Matei? Nu știu, să-i întrebați pe ei. L-am întrebat pe Matei. Eu bănuiesc ceva, da? Și poate mulți bănuiesc, dar nu știu. L-am întrebat eu, domnul primar. Și ce a răspuns, domnul primar? În afară de faptul că sunt inestetice, da, iarna, ce când curăță zăpada de la rigolă, când se curăță, dar ce nu se curăță. Așa? Da. Este pus în zona tot verde. Tot bunul Dumnezeu ne ajută și ne este pus zăpadă în zona verde. Și nisipul ăla din zona care i-a aruncat pe stradă cade în zona verde. Da. Și ar fi bine să scoatem, să desfințăm zona aia verde. Sigur. Și să o betonăm. Pavele, ce spune? Nu, să o betonăm. Să o betonăm? Nu, sub cuvântul ăla. Mai bine. Deci ori lărgim strada, facem piste de biciclete, da? Pentru că acolo vine nisipul ăla care îl aruncă ăștia iarna pe șosea și zona aia verde oricum nu produce nimic. Așa. Unde pe timpul lui Ilescu era iarbă verde și trandafire, era o nebunie. Și la asta ar trebui să facem piste de biciclete. Nu știu, am cunoscut pe cineva și a spus, domne, zice, ce vreau eu de la viitorul primar? Zice, domnule, nu m-ar interesa nimic ce ar face. Domnule, dar vreau să văd și eu, să văd și eu pompă străzi, să văd verdeață peste tot, să văd flori, să fie curățenie. Bine, aici e și altă problemă. Că poate mulți au ieșit pe afară sau poate au muncit afară și s-au întors, unii au fost în excursii. Și zice, domnule, ce frumos e afară, uite ce curat în Occident, uite ce curat e. Păi da, domnule, e curat, că nimeni nu aruncă mucul de țigare pe stradă, nimeni nu mănâncă semințe
pe stradă. Asta ține de gradul de civilizație, da. Gradul civilizație, bun, atunci oamenii care trebuie să ocupe de asta să pună mâna pe un carnețel cu amenzi și să se apuce să dea amenzi. Că să știți că nici aia de afară nu s-au născut ei educați. Tot așa au fost educați, să știți. Tot așa au fost, dar numai că acolo s-au aplicat legile și acolo nu contează. Eu vă vorbesc de Germania, că am văzut-o de mai multe ori și am mers de multe ori. Acolo și cancelarul, și Merkel, și ultimul om din Germania, dacă a greșit, plătește la fel. Nu contează. Aici, lasă, că e băiatul lui X, că e băiat nepotul nu știu cui, închidem ochii. Și ardem tot pe niște amărâți, le găsim nod în papură și pe amendă pe ei. Nu, întotdeauna devine ea carul pe unde, să știți. Pentru că sistemul ăsta, pile, relații, a funcționat și în trecut, dar parcă mai al dracu funcționează acum. Nu știu, nu ne mai vindecăm. Nu, ne putem vindeca. De asta și de furat bani publici. De asta nu, asta nu ne putem vindeca. Nu știu, ce virus o fi ăsta? Numai dacă. La nivelul administrației locale va apărea un om exigent, un primar, care să închidă robinetul ăsta. Ăsta, da. Pentru că dacă nu se va închide acest robinet, eu vă spun cu, cum să vă spun, cu certitudine, că primăria în momentul ăsta are mai multe datorii decât atunci când a fost preluat. Bineînțeles că dacă veți întreba pe Barbu, vă va spune că datoriile sunt mult mai mici față decât a preluat el datoriile. Nu știu, că nu am acces la datorii, da. Astea, nu pot să știu. Acum vi se pare normal să se îndatoreze 1 milion de euro ca să susțină o subvenție pentru gigacalorie? Păi eu vă întreb pe dumneavoastră acum, dacă persoană fizică mă împrumut, la împrumutul ăla îmi apar dobânzi. Da. Nu trebuie să le plătesc ratele alea? Bineînțeles. Bun. Și atunci, din poziția de primar, nu plătesc ratele alea din banii dumneavoastră? Și atunci de ce subvenție ați beneficiat dumneavoastră la căldură? De nicio subvenție. Pentru că eu vin și vă iau banii sub o altă formă. Majorez taxele și impozitele. Deci este o formă din asta, dom'le, banditească, jidănească. Apropo de... Îți creezi senzația că te ajut, dar pe de altă parte te subjug, îți pun piciorul pe cap. Exact, mă îndatorezi, nu m-a ajuns cu nimic. Sigur. M-ai îndatorat. Mai rău mă îndatorezi. M-ai îndatorat. Și apropo, și atunci, de taxele astea și impozite care deja au... Dar atenție, asta, forma asta de întrajutorare a fost gândită de guvernul Ponta. Guvernul Ponta s-a gândit la binele nostru. Nu ne-a mai dat bani prin Ministerul Dezvoltării ca să vină cu subvenție pentru gigacalorie. În schimb, ne-a dat voie să ne împrumutăm din trezorerie 1 milion de euro. Cât de naiv ne credești, Sără? Până unde pot merge cu aberația și cu prostia? Ei mizează în continuare, v-am mai spus, că cu ajutorul unei beri, un mic, o știți atenție, ce? O să fie din nou votat și își fac din nou treaba. Că faptul că acum școlile nu funcționează și că scoatem pe bandă rulantă nu știu ce, dar în niciun caz copii care au învățat așa cum ați învățat dumneavoastră. Domnul Matei, sub cuvânt de onoare vă spun, copii de școală profesională din perioada aia nenorocită sunt la nivelul absolvenților de facultate. Da, aveți dreptate aici. Atunci, este într-adevăr, incredibil. Se făcea... Dar știți, acum, în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, m-am gândit, sub cuvânt de onoare vă spun, noi nu cumva se dorește ca rasa asta noastră să se îndobitocească, da, și să se transforme într-o masă de manevră la chelemul șmecherilor? Exact, și a celor din afară. Sigur că da. Păi dumne, dacă devenim o țară de proști. O țară de proști, de consumatori. Consumatori. De consumatori. Dumne, și prostul și deșteptul trebuie să trăiască și poate mai mult consumă un prost decât un deștept. Vedeți unde ne-a dus democrația asta minunată?
Noi, eu îmi place să cred că drepturile și libertățile omului sunt fundamentale și trebuie respectate. Dar de aici și până la ce am înțeles noi din democrație, am înțeles că ne munca e apanajul deștepților, iar munca e pentru proști. Noi, n-am nicio problemă, doamne, cu tinerii să fie promovați pe funcții importante. E normal ca tinerii să-i ajutăm, să-i scoatem din anonimat. Doamne, dar când tu îl iei pe tânărul, profesor de sport, cinste lui. Asta i-a plăcut, asta a făcut. Să se ducă pe terenul de sport cu minge, să se joace cu copii. E problema lui. Dar ca să-l pui director într-o funcție cu o responsabilitate extraordinară, unde se manipulează, nu știu dacă e termenul cel mai potrivit, sume colosale de bani. La drumuri și hopuri. Eu n-am nimic cu omul ăsta. Sub cuvânt, eu n-am zis, mă bată Dumnezeu ca să mă audă toată lumea. Dar nu cred că e omul potrivit la lucru potrivit. Noi de ce acolo, hai, dacă nu un inginer specialist, nu era cel puțin un economist, nu? Un economist în spatele căruia să stea o carte de vizită. Bine, niciodată n-au vrut să pună specialiști în funcții cheie, fiindcă îi incomodează. Și atunci pun oameni care sunt manevrabili ușor și ascultă ordinele lor. Da, și se poate spune, bă, păi eu te-am făcut. Da, eu te-am făcut, mă, eu te distrug. Exact. Sau faci ca mine, sau... Ei zic să trăiți și cu asta vă. Și când? A zis de taxe și impozite. Da. Sunt foarte mari acum în jur. Exact. M-am întâlnit cu un prieten și zice, băi, nu știu, pun la vânzare, tot închiriez, nu, zice, nu se mai poate. Activele lui plătea impozit anul trecut 60 de milioane pentru activele lui care le deține, anul ăsta 160. A zis, așa ceva, zice... Nu se poate. Și zice, și primarul și-a mutat firmele, zice, și-a mutat firmele pe la Oinacu, pe nu știu unde spune el, sau... Păi stai, mă, frate, atunci ce primar ești? Tu ce faci? Tu te duci, îți muți firmele în altă parte să plătești puțin și pe noi ne omori cu taxe și impozite? Da. În loc să scazi taxele și impozitele, dacă îți iubești oamenii. Exact, să-l ajut să se ridice. Nu trebuie să-l... Ce faci? Îl impozitezi mai mult și îl termin. Sigur că da. Dar și băncile, de altfel. Băncile îți dă credit, sau se dădea înainte, se dădeau credite mai ușor, așa, și pe urmă... Și asta cu creditele s-au dat prea ușor, lumea disperată. Mai ales pe creditele de consum. Da, pe creditele. Televizoare, luăm color. Buletinul, luăm cu... Se duceau, exact, și luau și de la bancă, sume. Da. Nu știu, noi n-avem nici o educație bancară. Da. De exemplu, am fost... Am fost chiar educat în sistem. Da, am fost în vizită la prieteni foarte dragi în Austria și zice, bă, ați nebunit acolo? Zic, nu, mă, de ce mă nebunit? Cum v-ați, mă, voi atâția bani de la bancă fără să vă gândiți că, bă, mâine nu mai am unde să lucrez, poate mâine rămân fără loc, de ce faceți voi? Zice, voi vă duceți să vă cumpărați un apartament de 100.000 de euro și vă duceți și dați 10.000 avans și mai aveți de plătit 90.000 și plus dobânzi și altele. Zice, băi, noi ne ducem la bancă să luăm un apartament de 100.000 când avem 85.000 de euro în buzunar. Atunci ne ducem. Și banii aia pot să achit și din șomaj, dacă rămân șomer, și îi pot să-mi achit rata și din șomaj. Știți ce s-a întâmplat imediat pe 1990? Noi am nebunit, deci, cu creditele astea luate foarte ușor și repede și toți oamenii și-au luat. Nimeni după 1990 nu puteau să creadă, dacă cineva le punea pistolul la cap, că după niciun an de zile vor începe restructurările, vor începe să rămână pe drumul. În primii ani atunci a fost o veselie, nu erau, deci nici nimeni legi, nu se gândea. Nu erau nimic. Cele mai mari credite în perioada aia s-au făcut, să știi.
Da, și din anii, din anii 90 a fost o veselie totală, nu erau legi. Ei au zis foarte bine, lasă-i pe fraier să se mulțumească că fac și o fușeraie mică, fugi cu un rulment acolo, fugi cu ce lua de acolo, vin de dincolo. Noi să ne vedem de treburile noastre, să furăm ce e important din țara asta, să distrugem tot, să vindem, ne ducem banii afară și stăm liniștiți. Și noi și 10 generații după noi. Așa e. Ca să ajungi la banii cât i-au câștigat bandiții ăștia în anii ăștia, afară se muncește mult, mult. Generații muncesc. Asta vreau să vă spun. Generații. Și acum... Nu e posibil ca în 10 ani, sau, am spus mult 10 ani, sunt unii care într-un mai puțin de un an au realizat milioane de euro. Dacă ar fi, să fim cinstiți cu noi, în primul rând, s-a furat mult mai mult decât se spune. Mult mai mult. Noi. Nu o să știm niciodată cât s-a furat cu adevărat. Noi, sunteți ingineri. Da. Și inginerii, matematica și fizica, științele exacte, trebuia să le stăpâniți, era obligatoriu. Altfel, nu intrați în facultate. Mă uit la ciupercă colibă asta, care zice că e făcută din fonduri europene și costă 150.000 de euro. Vorbiți de asta care... Da, aia din parcul Mihai Viteazu, unde erau autocarele alea oprite. Am înțeles, dar nu... Da, care da, întrebau turiștii unde ce avem de vizitat aici la Giurgiu, exact, am auzit că e foarte mult. Avem multe obiective și vrem să le vizităm. Blocați circulația, da. Da. Da, eu nu sunt nici inginer construit. Și cât a costat? 150.000 de euro. Da. Așa puțin? Sub cuvânt de onoare. Că e o școală așa. În tinerețea mea... Faci la un producător din ăsta. În tinerețea mea m-am ocupat și am făcut normare, da. Da. Asta făceam. Normal. Am luat numele de deviz noi acum, că oricine poate să acceseze pe calculator. Am băgat materialele care le-au făcut ei. Am băgat manoperă 100%. Da? Și mi-a ieșit valoarea totală. 10.000 de lei. Sau e prea mult? Am nu, exagerat. Nu, 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 nu. Mi-a ieșit 12.000 de euro. 12.000 de euro. 12.000 de euro. Păi de la 150.000 cu manoperă băgată 100%, v-am spus. Am întâlnit. De la 150.000 de euro la 12.000 de euro, eu cred că ne furăm căciul. Pentru că l-am întrebat și pe excelența sa, domnul primar, îi doresc sănătate acum pentru că e la muntele Atos, s-a dus să ierte Dumnezeu păcatele sau așa. Poate nu are, dar pentru bunăstare, pentru... am întrebat. Și mi-a spus că sunt fonduri europene și că astfel de ciuperci ocolibe, cum le-am spus eu, s-au realizat în majoritatea orașelor din țară. Da. În ce perioadă? În perioada în care domnișoara de acum, Elena Udrea, era ministru dezvoltării. Dom'le, dacă vin ăștia și ne ia la purificat, pentru că noi acolo, ca să obținem banii ăștia, trimitem niște materiale care să justifice și scrim un metru cub de lemn costă atât. Dacă vin ăia și văd ce am făcut noi cu banii ăștia, ne pune să-i dăm înapoi. Da? O să-i dăm, cred. Mulți. Că pe aia nu-i putem să-i păcălim. N-avem cum. Și din informațiile pe care le am, așa cum noi aveți prieteni în Germania și în Austria, am și eu prieteni prin străinătate, care mi-au spus că în foarte scurt timp organisme ale fondurilor europene vor veni în control să vadă cum au fost gestionați banii pe care au luat România. Foarte bine, cineva trebuie să răspundă, nu? Dom'le, dacă nu-i bagă și în pușcărie 100 de ani, n-am rezolvat nimic. Știți ce îmi spunea un coleg astăzi? Vorbeam noi de bandiți, că asta e subiectul monden al presei. Da. Cuția cea mai furată la cea. Da. Și îmi spunea, zice, domnul, și mie mi-ar conveni să fur cât a furat ăla, noi spunem numele pe post, să mă țină 2 ani la pușcărie, dar conturile mele să rămână intacte. Dar zice, nici nu mă ține în pușcărie 2 ani.
stau acasă bine mersi, că nu suport detenția sau nu știu ce altă motivație. Da, am văzut și cu domnul Oprescu atunci, după ce l-au arestat, a zis că i-a crescut glicemia și s-a făcut rău. Și da, domnule, dar când ți-a glicemia nu ți-a crescut când luai aia 25.000 de euro? Da, numai pe tot el, timpul? Bine, i-au fost mult mai mulți, în zecit, în mii, dar când luai, nu-ți creștea glicemia? Sau nu înțeleg. Cum îi prinde, cum se îmbolnăvesc? Și auzi, să stai acasă. De boli grave, de inimă, de... Da, și la cât un amărât, fură acum, nu știu ce, fie fer, da, fer da, vechi, fură o găină, fură, fură de fer, foame o găină, fură o pâine, de... O nu știu o ce. O pâine, dă-i 2 ani, să dăm exemplu. Ce vorbești, da? O țigancă a furat 27 de fire de la lele, dintr-un rond, și a dat 7 ani de pușcărie. 7 ani? Da, nu cred. Și da? Un domn tot așa, să nu dăm numele, care a fost prins, a recunoscut că a furat 9 milioane. Bine, are furate mult mai multe. Da? 9 milioane de ăștia noi? De euro. Aho! Da? Și 9 sau 7 milioane. Și judecătorul a zis, stai, domnule, de ce l-a recunoscut? Da, domnule, am furat asta 7. Ei, a fost condamnat și judecătorul a zis să plătească 3 milioane. Nu sunteți nebuni? Păi și cu aia 4 milioane diferența ce face? Îi lăsați lui cadou sau cum face? Păi bine, domnule, dar pe urmă ăla din ce trăiește? Da, așa. Adică judecătorul ăsta n-are și el suflet, chiar așa, câine, vă? Da. Hai, domnule, mă, te... A fost interesantă, cum? Acum, hai să vorbim puțin și de... ce credeți că ar trebui făcut în orașul ăsta ca lucrurile să schimbe? Trebuie să schimbăm multe. Hai să începem deja să le schimbăm. Eu mi le notez și pe urmă după alegeri le da. Schimbăm. Hai. Nu știu, am văzut că s-a construit acum o piață de pește. Piață de pește. Ce facem cu ea? Păi nu știu de ce am construit-o. Nu știți, vă spun eu. Și nu știu pe ce bani a fost construit. Dacă pe fondul Europa. Dacă a fost pe banii noștri, e grav că suntem... Și așa eu, suntem, vai de noi. Doamne, știți cât de naivi suntem? Zicem așa. Asta, de pește, a costat aproape 1 milion de euro. Am făcut calculul și la aia și vă spun și pe altele. 1 milion de euro, da? Atât noi, a costat? 1 milion de euro. Peste 1 milion de euro. Da. Noi, Consiliul Local, contribuim și noi cu vreo 20, nu cu 2, cu 10%, da? 10% înseamnă 100.000. Dar nu e, dar proiectele pe care se fac sunt alte cheltuieli conexe care, alea nu se mai vorbește de el, care umflă prețul ăsta de te duce în lume. Dar să vă spun pentru ce a făcut halată pe păi sunt curios că nu... Haideți să vă spun, ăsta e rolul meu, să informez pe oameni. Când crește Dunărea, da. Vin pești și să duc acolo. Pești direct acolo, da, vine da, pe canal da. Să duc direct acolo. Deci facem deodată economie la carburant, economie la mână de lucru, peștele, pac, crește și se duce acolo, asta a fost scopul. Ca și ce asta aici cu, pentru bărci sau nu știu, care deja a început să se surpe, cred că dacă ce ploile, se duce la vale cu totul. A crăpat, dume, e crăpată acum, toată. Uite din glumă, de-o dăm un lucru serios. Eu astăzi am scris numai târziu despre ceea ce îmi spuneți. Nu știam că așa. Zilele trecute m-am întâlnit cu un domn care este de specialitate inginer hidrotehnic, că el mi-a spus. Da, m-a rugat să nu-i spunem numele pentru că nu vrea să aibă problemă. Și mi-a spus următorul lucru. Noi, eu știam că am scris de nenumărate ori că s-au aruncat bani acolo. Niște bani ai ori. Dar nu știam că nu s-a respectat proiectul. Și omul ăsta mi-a spus următorul lucru. Zice, doamne, și un neinițiat în construcție știe că nisipul nu e masă stabil și că trebuie consolidat digul, dacă vrei să lucrezi în dig, să-l consolidezi și să ajungi cu niște piloni până la pământ viu. Ori chiar și așa, aici este o problemă pentru că pânza freatică este foarte aproape. Și atunci ar fi trebuit să se procedeze cum s-a procedat în chimie, în chimie 1, unde tot așa s-a făcut o umplutură cu masă hidrostatică, dar s-au turnat pilon prin injecție. Adâncime mare și de-abia de acolo a început construcția. Da. E, cam același lucru trebuie făcut aici. Numai că nu s-a făcut lucrul ăsta, dar
au bătut și niște piloni mai scurți decât era prevăzut în proiect. Și într-adevăr, eu am fotografiat acolo, tinde să plece la val. Au apărut la bază, crăpături în așa. Deci asta înseamnă că pământul lucrează și se miște. Și o să cedeze, o să se surpe, nu? Sigur că da. Sigur că da. Dacă nu se vor lua măsuri urgente de consolidarea digului, toți banii aia care au fost băgați acolo, i-am aruncat de pomană. Și banii ăia nu îi plătim, că sunt fonduri europene. Oamenii trebuie să înțeleagă. Că ăia nu sunt gratis. Nu cite nimeni nu gratis. Nu sunt ei așa darnici. Nu îi dăm înapoi. Iau înapoi, dar altfel. Iau înapoi, da. Când oamenii vor înțelege că orice bani care intră din afară înseamnă o îndatorare în plus asupra României, care mai târziu, când nu vom mai avea posibilitatea să plătim nemai având industrie, agricultură, singurul mod de a plăti datoriile sunt resursele naturale. Gaze naturale, petrol, aur și ce mai avem și noi prin țara asta. Ce ne mai rămâne? Că... Ce ne mai rămâne, da. Că s-a vândut, ce era important s-a vândut. Da. Asta e. Deci am terminat și cu digul. Ce vreți să mai știți, să vă informez? Nu știu, n-am văzut și eu. Nu s-a atras niciun investitor. Nimeni n-a venit să creeze locuri de muncă domnul pentru Giorgio Veneș. Și nu știu de ce au fugit. Poate dumneavoastră știți de ce au fi fugit. Eu nu știu. Dumneavoastră, de ce nu? Nu, dar lucrați în sistem. Dacă dumneavoastră dispune de o sumă mare de bani, da? Da. Și aș vrea să creați o fabrică. Doamne, dacă nu aveți utilitățile create, puteți, domnule, păi, să faceți. Asta vreau să vă spun. Am căutat investitori, ne-am dus să le spunem, măi, oameni, uite, ăsta e terenul nostru. Veniți să investiți aici, uite, noi vă punem la dispoziție terenul. Vă aducem utilitățile la poartă. Și uite ce mai ne-a gândit noi. Dacă o să dați peste un număr de locuri de muncă mai mare decât sperăm noi, uite, noi, nu știu, 2 ani, 3 ani, vă scutim de impozit. E un lucru extraordinar. Pentru că oamenii ar avea posibilitatea să ducă să muncească, să trăiască, exact, și să-și plătească impozitele lor. Lor, da, și banii. Pentru că ne având bani, oamenii nu au posibilitatea să-și plătească taxele și impozitele lor. Dar având servici, să duc și-și plătesc taxe și impozite. Primăria nu pierde. N-are cum să pierdă primăria. Da, este o idee foarte bună. N-am văzut... În Giurgiu a fost o tradiție. De exemplu, trecem la sport acum. Că am și sportivi în familie. Cumnatul meu este Gine Orgulescu, președinte... Sunt fost boxer, să vede. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Știu. Și atât el, cât și cumnatul meu mai mic, au făcut fotbal. Socrul meu, la fel, s-a ocupat de... Ne-ale cu Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Și n-am... Nu am mai văzut pe nimeni, n-am mai văzut un copil sau un fotbalist să mai plece din Giurgiu. Nu mai avem școală de fotbal. Alunecă cu gârle. De ce nu s-au gândit, dom'le, hai să facem o academie de asta de fotbal. Noi nu avem bani să investim, dar tot așa mergem, uite, cine mă la Liga Profesionistă, că ei pot să se asocieze și mai ales că e Giurgiu Vandal nostru. Mă, cine? Mă, e Gine Orgulescu acolo, da, hai, bate la ușă, alo, uite, am venit. Sigur, de la Giurgiu. Ar ajuta. Absolut. Chiar s-ar fi bucurat. Sigur, dar să-i bată la ușă și să-i făcut propunerea asta. Uite ce e Ginu. Vreți să facem o academie de fotbal. Noi venim, uite, avem terenurile, punem jumătate, primăria și Liga Profesionistă și hai să facem o școală de fotbal aici. Că nu mai avem, că mâine, poimine, se plictisește Ioan Nicolae și pleacă de aici. Sigur. Cum a plecat de la Ploiești, pleacă de aici. Și ce o să facem? Rămânem fără fotbal. Vă întreb ceva. Noi, echipa de basket care o creasem aici la Giurgiu, coordonată de doamna Smărândiță... Da, au distrus-o, spune, nu? Dom'le, nu mai există, nu că a distrus-o.
Și... asta știți cum e? E chestia aia, efectul bumerangului, așa știi? Adică de ce? Că era soția fostului cumva, așa, hai să distruge. A distrus dumneavoastră basket. Și aveam rezultate foarte bune. Foarte bune. Da, da. Am distrus-o și pe asta. Ce mai avem? Mai avem ce speranța. În orice caz nu mai avem răbdare, să știți. Nu, domnice, trebuie să ne înarmeze Dumnezeu cu răbdare și să avem speranța că Dumnezeu ne va, da, ne va lumina mintea și vom vota așa cum trebuie. Asta am zis. Asta e cel mai important. Să votăm, să ne deșteptăm și să, și să votăm cu creierul. Oameni buni, să, să gândim înainte de a pune ștampila. E cel mai important lucru. Și trebuie dacă să fim ne, atenți. Dacă ne complacem așa și vrem să trăim la fel în continuare, oameni de-ai noștri, oameni de-ai locului, oameni care-i doare sufletul pentru orașul ăsta. Pentru că... și care chiar vor să facă cineva, ceva. În cadrul unei conferințe de presă, nu sunt întru totul de acord cu ce spunea, că vezi, Doamne, nefiind din Giurgiu Barbu, de la Galați, nu, nu, nu asta e problema. Nu. Nu asta e problema. A, noi l-am adoptat pe Barbu. L-am primit în Giurgiu. Și a devenit giurgiuvean de-al nostru. Dar el nu s-a simțit de-al nostru. Pentru că dacă s-ar fi simțit giurgiuvean și ar fi crezut în Giurgiu, nu s-ar fi comportat așa cum s-a comportat. Pentru că eu cunosc foarte mulți oameni care nu au părinții din, sau eu știu, să aibă din arbore genealogic sute de ani vechime în Giurgiu. Care au ajuns în Giurgiu cu întreprinderile care s-au făcut și care funcționau și au rămas în Giurgiu. Nu, aia sunt giurgiuveni, pentru că n-au plecat de aici. Aia iubesc orașul ăsta. Și dacă îi întrebați ce sunt ei, vă spun, suntem giurgiuveni. Domnul Matei, cu părere de rău vă spun, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Așa repede. Eu v-am spus că cunoscându-ne și fiind oarecum mai apropiat așa, trece timpul, nici nu știți cum. Mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp, că sunt multe lucruri pe care putem discuta. Am să încerc să fac cât mai multe emisiuni de genul ăsta, în care să stau de vorbă cu oameni, chiar și membri, dar nu cu funcții. Nu, nu am nicio funcție. Știu. Așa. Cu oameni care trăiesc pe stradă, care văd oamenii și trăiesc la fel ca și ei. Pentru că adevărații mesageri ai problemelor în care ne confruntăm noi, suntem noi care suntem pe stradă, nu politicienii de la vârf. Aia au alt statut, alt standard și văd viața mai de la înălțime. Ei prind aerul ăla mai ozonat. Așa că, doamnelor și domnilor, nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Îi mulțumesc de asemenea și invitatului meu și mi-ar face o reală plăcere să-l mai am și cu altă ocazie în emisiune. Cu mare plăcere. Nu rămâne decât să vă spun o noapte bună și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși și săptămâna viitoare.